Povestea Titanicului a început acum fix 100 de ani. Cel mai mare și luxos pachebote de până atunci avea să plece din portul Southampton la data de 10 aprilie cu peste 2200 de pasageri la bord. Destinația era New York, dar din păcate nu au reușit să ajungă acolo. În acea perioadă în Atlantic se găseau multe slăuri și iceberguri, ceea ce făcea călătoria să fie una destul de dificilă. În data de 14 aprilie, 7 atenționari au primit membri echipajului de pe Titanic de la alte vase care treceau prin zonă. Erau avertizați că este extrem de periculos din cauza icebergurilor. Echipajul a ignorat toate aceste semnale, continuând călătoria. Mai multe de 1500 de persoane vedeau atunci pentru ultima dată lumina soarelui. Odată cu venirea serii, apăreau tot mai multe slăuri de gheață și așa, aproape de miezul nopții, echipajul țărește un iceberg chiar pe cursul navei. În încercarea de a evita muntele de gheață, capitanul a ordonat mărirea vitezei de la 21 la 23 de noduri. Astfel sperau că îl vor putea ocoli. Din păcate, nu a fost așa. Titanicul a lovit icebergul la tribord, provocând o tăietură de 90 de metri în carenă. Pasagerii au fost zdruncinați puternic și au simțit că ceva rău s-a întâmplat. Cu toate acestea, echipajul nu le-a spus adevărul. Vestea s-a răspândit însă destul de repede de la cei care se aflau afară la momentul impactului, iar într-un final și echipajul le-a confirmat nenorocirea. Din momentul în care era sigur că Titanicul se va scufunda, o nebunie generală s-a creat la bordul navei. Bărcile de salvare nu erau suficiente pentru toată lumea, așa că mai întâi erau îmbarcate femeile și copiii. Li s-a acordat atunci prioritate pasagerilor de la clasa 1, ceilalți fiind pe cât posibil împiedicați să ajungă la bărci. Stau dovadă statisticile care arată că doar 123 de persoane de la clasa 1 au murit, în timp ce 167 de persoane de la clasa 2 și alte 528 de la clasa 3 s-au stins din viața atunci. De asemenea, aproape 700 de membri echipajului au pierit și ei la bordul transatlanticului. În total, 18 bărci de salvare au fost lansate atunci, iar pe navă lumea era din ce în ce mai speriată. Șansele lor de scăpare erau minime, așa că unii dintre ei refuzau să se mai lupte cu morile de vânt. Ei au încercat să se salveze, alții au acceptat, s-au fost paralizați de frică și au acceptat și au privit ca simpli spectatori derularea evenimentului, iar alții au încercat să privească spre ceilalți și să le urmează exemplul. Cei de pe Titanic au aparținut culturii occidentale, individualiste. Putem presupune, din nou, nu să fim convinși de acest lucru, că a căutat fiecare salvarea pentru el. Cu toate acestea, alți oameni au refuzat să se dea bătut și au luptat până în ultima clipă pentru viața lor. Mulți au murit în gesturile lor nebunești de a încerca să-și salveze viața. La un moment dat, nava s-a rupt în două, deoarece partea din față era deja inundată complet. De atunci, foarte puțin a mai stat Titanicul la suprafață, fiind înghițit în întregime de apele rece ale Atlanticului. Oamenii au rămas în apa rece, care avea doar 2 grade Celsius, astfel clipele lor erau numărate. Moartea acelor oameni a survenit în timp foarte scurt. Practic, la unii dintre ei, probabil a survenit după câteva secunde, datorită șocului hipotermic. Alții probabil s-au înecat, iar alții, datorită hipotermiei severe, au murit în câteva minute. Dacă ar fi reușit cineva să fie aproape și să îi scoată din apă, acele persoane ar fi putut fi salvate. Oricum, primele măsuri și la ora actuală care se iau în cazul unei hipotermii este aceea de a încălzi corpul respectiv. Deci nu se fac manevre de resuscitare decât în momentul în care temperatura corpului a crescut. Mai apoi, bărcile de salvare s-au regrupat, iar una s-a întors înapoi pentru a căuta supraviețuitori. Doar 4 oameni au mai putut fi salvați, dintre care unul a murit puțin mai târziu. În general, persoanele care se reușesc să fie resuscitate după un șoc, după o hipotermie severă, nu rămân cu sechele. Deci funcțiile vitale încep să își revină și nu rămân cu sechele. După câteva ore de așteptare, nava Carpathia sosește la locul nenorocirii și prea toți supraviețuitorii pentru a duce la New York. Această tragedie maritimă este una dintre cele mai grave din lume, intrând în istorie deoarece peste 1500 de vieți au pierit atunci. Povestea a impresionat o mulțime de lume, așa că în 1997 James Cameron lansează filmul Titanic, care va primi 11 premii Oscar și va deveni un enorm succes financiar, deoarece a avut încasări de peste 1,8 milioane de dolari. De curând a fost lansată și varianta 3D a filmului. De asemenea, în lume au fost deschise mai multe muzee în memoria victimelor de pe Titanic.
Acesta este muzeul Titanic din Tennessee. El este o replică la scară de 50% din ceea ce a fost Titanicul, fiind o atracție pentru turiștii din toate colțurile lumii. La intrare, fiecare persoană primește câte un permis de acces la bord cu numele unei persoane reale care a fost pe transatlanticul Titanic. În interiorul muzeului sunt prezentate piese vestimentare asemănătoare cu cele purtate de pasagerii Titanicului, câteva lucruri recuperate de pe epava navei, iar personalul este gata oricând să răspundă la orice întrebare pe această temă. Anul acesta, nava Balmoral va reface cursul Titanicului, aceasta plecată în 9 aprilie din portul Southampton, iar pe data de 19 este așteptată să ajungă la New York. La bord se află și un român împreună cu soția sa, care au plătit aproape 50.000 de euro pentru a se afla pe vas. A fost pasiunea mea, am citit enorm, enorm, enorm despre Titanic, iar de 3 ani de zile nu mă lasă să dorm. Iar acum sunt aici. Mâine este singura zi în care vom coborâ. Vedem nu știu ce oraș acolo în Irlanda, după aia nu ne mai mișcăm până în ziua de 14 la ora 11:40 când l-a atins ghețarul, da? Și până pe 15 la ora 2:10 va fi o procesiune de respect. Adică vom arunca flori în ocean, suntem deasupra oceanului, se va vedea pe sonar epava. E, atunci se așteaptă cu elicopterul să vină DiCaprio. Povestea Titanicului va continua cu siguranță să impresioneze și alte generații, iar amintirea vasului care se credea invincibil va dăinui în inimile tuturor.